Vă rog să prezentați proiectul ordine de zi. Cum ați fost informați, nu mai dau citire, am avut 12 proiecte de hotărâre la punctul 13, era punctul diverse. Aș dori să suplimentăm ordinea de zi cu actul adițional la contractul de lucrări la dispensarul uman. Este vorba de aceeași problemă, se scade cu 4% valoarea contractului, fiind nou TVA care a început anul acesta. Cine este pentru proiectul ordine de zi, inclusiv cu suplimentarea? În unanimitate. Înainte de a desemnată domnul președinte să preia activitatea, vă consult asupra conținutului procesului verbal la ședința anterioară. Cine este pentru? Conform înțelegerii dumneavoastră, președinte ședință pentru perioada martie-mai anul acesta va fi domnul Matei Laurențiu. Cine este pentru? Avea nevoie de o propunere. Aici a scris și se alege. Dar nu trebuie propune neapărat Matei Laurențiu. Păi te puteți să punem propuneri, nu? Păi aia propuneri. Ca să nu mai așa începi cu... Eu vreau să spun... Cu v-am zis, aș prefera până la sfârșitul mandatului să nu mai fac nicio ședință consiliu. Deci, Ramona, așa era înțelegerea, am înțeles. Așa s-a înțeles dânsii, nu... Păi, eu zic că nu urmează măi și Romicu și el e consilierul comunal, nu? Consilierul trebuie... Nu plătea așa, dar... E consilier local, nu atunci... Haideți să începem normal. Este pe ordinea de zi, este proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință. Așa mi se pare normal. Da, da, da. Da. Bun, dar deci, vă spun înțelegerii dumneavoastră. Da, articolul 1. Se alege domnul consilier punct în funcția de președinte ședință pe perioada de 3 luni, respectiv martie-mai 2016, care va conduce ședința Consiliului Local și va semna hotărârile adoptate de acestea. Discuții. Propune. Eu propun și eu. Spuneți. Eu propun din mai și Romii. Eu propun pe domnul Matei Laurențiu. Eu nu înțeleg o problemă. Dacă până acum am mers după desfășurător, cum am fost la prezent acolo... Dar nu scrie desfășurător așa. Citește ce scrie aici. Păi citește ce scrie aici. De ce nu se ține cont la rând? Ce se alege? Vă rugăm să vă preluați prerogativele de președinte și ședință. Este așa mare? Da. Dar înainte de a începe, aș avea o rugăminte, am mai vorbit cu consilierul înainte, să îi respectăm pe cei care vorbesc, nu-i scrie la cuvânt și să fie o ședință unde să domine disciplina și să merge, să merge rapid. Un pic dacă îmi dați voie să-mi spun și eu ceva. Da. Cum rămâne cu perioada? Tot pe 3 luni sau la fiecare ședință sau la fiecare lună? La 3 luni. 3 luni au fost până acum. Fiind o perioadă care e la fiecare ședință alege de președinte, ca să nu-i mai cer. Stai așa un pic, deci până acum am votat 3 luni, acum după ce mă votați până pe o lună, dacă vreți să luați acum, dacă nu mă vreți președinte. Vă sunt un chimp pe aici, tocare vă... Păi eu am întrebat ca să știm ce scrim acolo. Da. Ca să nu rămân în coadă de pești. Suntem copii, ne jucăm aici. Nu vă enervați, doamna.
Deci, v-aș ruga fiecare consilier, inclusiv domnul viceprimar, domnul primar, doamna secretar, când vreți să spuneți ceva, să vă înscrieți la cuvânt. Deci începem cu primul proiect de hotărâre. Deci proiect de hotărâre privind aprobarea planurilor anuale de perspectivă și de perspectivă pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare destinate prevenirii și gestionării situațiilor de urgență. Domnul primar, dacă vreți să spuneți ceva de acest proiect, pe scurt. Am ce să vă spun, eu îl citesc. Dumneavoastră, dacă l-ați consultat planul privind asigurarea resurselor umane, materiale și financiare, dacă aveți discuții pe baza lui, dumneavoastră ca consilier, eu îl propun. Deci avizul este favorabil, dintr-un domnul consilier, dacă vrea cineva să spună ceva sau să spună o întrebare. Dacă nimeni nu are nimic de spus, supunem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Borundal. 14 voturi pentru. Deci, domnul Ionel. 14 pentru. Trecem la proiectul următor. Proiect de hotărâre privind propunerea schimbării destinației unor spații situate în comuna Căiuți, din spații cu destinația de unități de învățământ în spații cu altă destinație. Cine vrea să scrie la cuvânt? Domnul consilier Lungu, aveți cuvântul. Deci am văzut că școala de la Blidari este destinată momentan pentru spațiul pentru medicul de familie. Odată la hotărârea asta de consiliu și la el altă cu actul adițional la contractul între primărie și medicele familiei, consider că era normal să fie ei între noi aici, să le cerem părerea lor, să vedem ce părere au despre lucrări, despre spațiu, despre... Cred că luăm niște hotărâri în lipsa lor. Ei lucrează cu bolnavi la nivel de comună și sunt mai îndreptățiți să ceară anumite facilități decât noi. Atât am avut de spus. Domnul consilier Lungu, pardon, domnul consilier Lungu. Eu consider că nu este necesar să consultăm medicii pentru că ei nu o să vrea să se mute niciodată, astfel încât vor împiedica pe cât de mult desfășurarea activităților. Consider că este un lucru foarte bun să urgentăm, nu să punem tot felul de piedici, că ăla nu vrea, că să amânăm până în iunie, până în iulie. Nu știu, mi se pare un lucru care trebuie făcut ceva în comun. Haideți, domnule, să facem. Constructiv. Mulțumesc. Domnul consilier Dumnezeu? Aceeași chestie vreau să spun și eu, deci nu este obligatoriu ca personalul medical să desfășoare activitatea atât timp cât acest spațiu se reabilitează. Și nici primăria nu este obligată să-i asigure în alt spațiu. Ei trebuie să se găsească pe această perioadă. Nu îi se ia chirie, nu îi se ia nimic, îl găsește în alt spațiu. Deci Consiliul Local nu este obligat să-i acorde un spațiu. Dacă nu se face, nu e bine. Dacă se apucă să facă ceva, să reabiliteze un dispensar uman, iar nu-i bine. Nu-și poate desfășura activitatea personalului medical în acea clădire care se reabilitează. Să fac lucrări de consolidare, exterior, acoperiș, interior. Cum poate să desfășoare în cadrul medical activitatea acolo? Pentru o perioadă cât va fi acest spațiu în renovare, cred că nu moare nimeni să poată să desfășoare activitatea în alt spațiu. Nici executantul lucrării probabil că nu-și asumă răspunderea să lucreze atâta timp cât acolo se lucrează în acel spațiu, mai ales cu cadrii medicale. Oameni bolnavi, copii în brațe, nu știu ce cu tare, se treacă pe sub schele, se treacă pe... Și nu trebuie cerut consimțământul medicilor. Nu, mulțumesc. E adevărat că este necesar reabilitarea acestui dispensar, dar problema se pune de altă natură. O tratăm foarte, cum să spun, fără importanță mare, pentru că mutarea unui cabinet medical necesită o autorizație, necesită niște
investiții să facem să corespundă, că nu poți să primești bolnavul într-o situație în școală cum e la Vlidari. Eu cunosc situația școlii la Vlidari, trebuie apă curentă, hai că iese, dar trebuie tras, trebuie pus gresii, trebuie... atâtea investiții trebuie făcut acolo. Noi, Consiliul Local, nu avem obligație să-i dăm ajutor, e vorba de sănătatea oamenilor care ne-au ales aici. Și noi trebuie să dăm cea mai mare importanță la sănătate. Vine bătrân, vin copii, ce facem? Îi primim acolo, că acum îi primim la școală, la Mărciești? Nu e bună treabă. Trebuie pus accentuat pentru modernizarea încât 18 milioane ăsele care sunt pentru reabilitare să se facă în condițiile optime și de igienizare ca lumea cabinetul medical. Nu-i joacă aici cu cabinetul medical. Eu vă mulțumesc, mă. Sunt domnul consilier. Dacă tot se mută cu centru de consultații pentru pacienții din comuna Căiuți, știm că la Praia este un punct sanitar făcut în funcțiune, are apă, are gresie, îndeplinește toate condițiile. Să vină și acolo, măcar o jumătate de zi pe săptămână. Așa cum a fost planificat și pentru ce a fost punctul ăla. Că păi, e făcut la gata de 5-6, poate mai mult, și nu s-a consultat el decât o lună sau două, a venit la început. Dar după aceea nu mai vine nimeni. Dacă tot este și există și tot se mută acum, o jumătate de zi pe lună, pe săptămână, poate veni și acolo la plăne. Atât am avut. Mai sunt domnul consilier care vrea să-i cuvântul? Domnul Parc, vreau să răspundeți? Domnul Parc, vreau să răspundeți? Vreau că, așa cum a spus domnul Drilea, de asta am și inițiat să renovăm, să facem dispensarul. Pentru că dacă vă duceți atent pe partea din spate și în față, în față o să risc mâinii pe mâinii să cadă o cărămidă în cap la cineva, iar în spate se dă rămâși și plouă. Deci noi de asta avem în derulare proiectul care este, pentru a oferi condiții bune, cu salon de primire, cu tot ceea ce este necesar pentru sănătatea cetățenilor. Cum a zis domnul Drilea, că la Vlidar, să știți că sunt condiții, nu super, dar sunt condiții la nivelul, la ceea ce are dispensarul astăzi. La Vlidar. Au apă curentă, toalete, decente, încălzire centrală, dacă va fi nevoie, că sunt spațiile, nu au gresii pe pereți, atât. Și o să fie greu un pic să-și mute dotarea sau, mă rog, faxuri sau ce mai au doamnele. Cum a spus dumneavoastră, dacă vedeți că o să vină următorul proiect de hotărâri, este că îl închiriem spațiul. Deocamdată noi suntem proprietarii spațiului. Asta nu înseamnă că noi acum o să boicotăm cumva serviciul de sănătate sau suntem împotrivă. Nu, din contră. Noi am aprobat și am inițiat această investiție pentru a crește bunăstarea serviciilor care le facem cetățenilor din comuna noastră. Și tot venim. Că le amânăm, amânați-le, dragi consilieri, cât vreți de acolo. Până după alegeri, sunt niște contracte. Deja nu știu cât o să se mai ducă. Deci, haideți să fim pragmatici și realiști, să lăsăm alte probleme deoparte și să încercăm să facem ceva constructiv. Că dacă începem așa să ne împungem cum se întâmplă după 3 luni, nu duce la nimic bun. Domnul consilier, mă poate vreți să luați cuvântul? Este în ordine. Aveți cuvântul. Eu sunt de acord că e bine, e curat, e frumos. Problema se pune altfel. Toate mijloacele de transport de pe raza comunei opresc la dispensarul de la Căiuți. Întrebarea se pune, ce face ăla de la Florești, de peste apă, mijlocul de transport acolo și dispensarul pe la 3 km. Și domnul Mătoie, că am luat în capul ăsta momentan, ceva care se corespunde cât de cât ar fi Popeniu, unde nu există toalete, dar sunt copiii care sunt și aceeași intrare. Nu era mai... Un pic, dați-mi voi. Mai e o variantă să mă gândesc la o soluție, să eliberez două camere în primărie. Exact. Două birouri, dar nu știu ce și cum, că suntem claie pe sigrămadă. Asta ar mai fi o variantă. Dacă, Doamne, s-ar fi împăcat, scoteam din sala de ședință de jos, le ofeream, au toaleta, e greș, dar dânsile nu se împacă. Că ce-ar fi să stea? Sunt diferite lucruri care sunt.
Deci spuneți soluția în primărie, că doar o cunoașteți. Unde? Dacă aia din față unde e poliția locală este foarte mică. V-aș ruga să nu faceți dialog, să vă înscriți la cuvânt și să-l respectați pe cel care vorbește, așa cum a spus la început. Dialogul este constructiv. Eu zic să nu împingem problema asta în afara centrului comunic. Știm. E foarte greu. Mai există și soluția dânselor de a încerca și dânsele să-și găsească o variantă. Problema se pune așa. Vorbiți dumneavoastră, când terminați de vorbești la copii, vorbești domnul, nu vorbim totodată. Da, mai e câteodată, mai e necesar un dialog. Mai aveți mai răspuns, mă las vorbim, dar nu mă compriți, vă stați oameni. Da. Problema se pune așa. Haideți să rezolvăm problema prin primărie și în cazul în care cineva face mostruri, nu-i convine, să-și caute. Dar tot în zona aici. Să-și caute. Și nu cu bătaie lungă. Nu, domnule, a venit Timuț, începem lucrările. Timuț, pleci, revii înapoi. Da. Hai să vedem, eliberăm cu căsăria care e spate, nu poate. Și dincolo s-a luat de ședință, domnule. Și gata, s-a rezolvat problema. Am spus că pot bine. Da, da, gata. A terminat? Da. Atât. Domnul consilier Lungu, mai vreți să spuneți ceva? Deci asta vreau să spun. Ne orientăm la primărie. Eu spațiu public, dispensarul este tot spațiu public, avem amenajat, primăria are baia, are tot condiții perfecte, din punct de vedere sanitar, bănuiesc că și noi avem niște avize la nivelul primăriei, și putem lăsa sala de ședințe, putem muta niște birouri la subsol, am înțeles că mai avem două camere la subsol. Deci birouri pot exista la subsol, deci, dar poate nu pot exista, eu știu, nu știu ce e la subsol, n-am fost niciodată. Deci, dar în fine, mai cumulăm pentru o lună, două, niște personal la nivel de primărie și lăsăm două spații libere. Dar îl putem gândi. Asta înseamnă ceva constructiv pentru ceea ce vrem să realizăm. Deci nu putem mișca oamenii 3-4 km. E exact cum au spus și antevorbitorii mei. Deci, o decizie trebuie luată, dar nu candidat. E... Atât am avut. Deci, legat de acest proiect cu hotărâri, am fost astăzi la o ședință a Consiliului de Administrație a Școlii, am înțeles că primăria, din doar trebuie să eu, în ședința asta, unde a cerut acord, nu știu că, legat de acest acord. Și domnii profesori, domnii directori au ridicat câteva probleme. De exemplu, nu prea sunt de acord să se mute copiii în altă clasă. Deci ar fi de acord să primească dispensarul acolo, dar copiii să rămână în aceeași clasă. Pun problema curentului. Cine o să plătească curentul? O să plătească dispensarul, școala sau primăria? O să pun problema grupului sanitar. Cum o să-l împartă? Problema lemnelor, problema centralei. Deci trebuie să avem toate astea în vedere. Eu zic să ne gândim foarte bine ce facem. Dacă e nevoie, îl amânăm pe data viitoare. Nu știu, dacă găsim o soluție pe moment, îl aprobăm proiectul, mergem mai departe, dacă nu îl... Doamne, eu vreau să vă spun ceva, haideți să mai încălcim lucrurile. Ne scărpinăm în loc așa invers, sau nu știu cum să vă spun. Chiar încercăm să încălcim lucrurile. Asta este momentan ce putem să le oferim. Trebuie să avem o formă legală prin ceea ce le oferim. Dacă ar fi să se ducă la bidar, sunt patru toalete, toalete pentru copii, toalete pentru pacienți, doctori, tot ce vrem. Sunt sălile care ne-am gândit unde nu percutează să punem un paravan între copii și aia dincolo de prima toaletă sau a doua, lăsând două toalete la copii. Deci variante sunt. Lemnul poate să-și pună fiecare separat, la curent nu se plătește, nu știu că se poate găsi o soluție, deci nu există impedimente de natura asta. Cine vorbește își fac probleme în plus fără să gândească. Ideea e, cum a spus domnul Motoi, să putem să ducă cetățenii acolo. Asta e marea problemă. Deci o să încercăm să găsim variante. Să stea la bidar, să le mutăm acolo două zile pe săptămână pentru pacienții, popem bidar, pralea, vedem unde le băgăm prin rotație, să nu se bată cap în cap aici, într-o sală, să vină luni, marți, miercuri pentru cetățenii din Căiuț, Vrâncenți și Loturi la primărie și găsim o soluție totuși să conlucrăm, să fim constructivi. Că așa dacă ne tot punem probleme, nu știu unde să ajungem. Eu așa o văd. Domnul primar. Domnul, mai puțin. Ați vorbit de două ori, vă dau cuvântul și atât de oară, dar pe scurt, da? Da, deci au medicul de familie. Are fișe. El nu poate să prinde cu fișele. Și la medar, și la primărie, și cu. El are o evidență în care, bine, o are și un calculator.
Dar... Domnul Lungu, dacă vor, spun fișele din Popeni de dar într-o cutie, cum le am, le au și fișele căiți Popeni într-o cutie, nu e atâta de greu, domnul Lungu. La spitală sunt tone de fișe. Au 1000 de fișe maxim de medic, eu treabă de o zi să le împarță. Haideți, fiind realiști. Asta e părerea dumneavoastră, a mea crește. Deci, numai puțin. Deci, văd un domnul... Noi ce facem? Domnul președinte, vă rog frumos, ușor, că nu, da? Sunt la, nu suntem aici la grădiniță. Clar, când cer cuvântul, vă respect, dar nu vorbiți când vreți, așa că la stână. Dar nu spuneți dumneavoastră mie când să vorbesc. Păi cum adică? Spuneți ședinte de ședință și vă dau cuvântul, nu vorbiți când vreți. Da, bine, altceva. Deci văd o persoană, vă cunosc din vedere, nu știu cine este, vrea, așa, dacă vreți să vă prezentați întâi un pic, și dacă aveți treabă cu proiectul hotărârii respectiv. Da, foarte mare problemă. Așa, spune. Deci dacă legat de acest proiect hotărârii. Da, domnul Levi, urcarea pregătării, ținut uitat. Stați numai puțin. Da. Dacă aveți ceva legat de acest proiect hotărârii. Da, pentru că am teren acolo, la capul podului. Nu s-a trupit. S-a trupit. Astăzi am prins 4 mașini care furau nisip. Nimeni nu se atinge. Deci vă apucați cu o prezentație. Mă numesc Bunrăcea și vreau să... Mai mult vă dau cu fântul, dacă aveți ceva... Păi da, am... Deci este vorba de pe acest spațiu, dar este vorba de... Dar și la Hel nu se poate face un dispensar la școala veche. Sunt 3 sate în jur. De ce nu se renovează școala veche? Se dărâmă. Domnul consilier, de ce nu pune problema asta? De 8 ani. Da, sunt persoane cu dizabilități în comună. În satul Heltiu, Boiștea, Brânceni, Florești, de ce numai la comun să face? De ce la noi se merge cu cizmi și la dumneavoastră se merge să discurs? De la urcarea încolo spre Heltiu este ținut uitat de timp. Mergeți și vedeți și acolo, dihuri șobolani. Se fură în prostie balastru, se fac găuri, se desfundă barajul, mi-a ciruit barajul ăla nenorocit. Am fost la domnul primar, a zis că nu depinde de el. Am fost la ape, nu depinde de ape. Am fost la Ocolosilu, nu depinde de Ocolosilu. Am fost la Hemeu, știți cât a costat barajul ăla? 8 milioane de euro. 8 milioane? Da, așa mi-a spus la Hemeu. Am fost pe banii mei, am venit cu domnul inspector de la Bacău. De ce dincolo de port să duc gunoaie? De ce nimeni nu ia o măsură? Am stat de vorbă cu jandarmul în capul podului, a trecut pe lângă mine Nicolae Făcăoară, unul cu calul alt, nu i-a zis măcar, băi, unde duci gunoiul? A spus în luncă, mi-a murit 2 vaci în luncă. Băietul Cornel Neagu mi-l-a tăiat în ograda, am găsit sârme, cuie. Mergeți să vedeți acolo ce sunt. Domnul Coșoșa, când da. O să vorbesc cu domnul prim secretar de la Bacău, să aduc televiziune să vedeți ce este Heltiu. Asta trebuia să o facă domnul Motoiu, nu eu. S-a ridicat problema cu curentului electric. Cine îl plătește? Păi dacă noi o să le dăm spațiu primăria, nu se pune problema. Ei îți vor plăti curentul în continuare, iar cei care lucrează cu acea firmă acolo folosesc și curentul. O să plătesc? Nu, dacă va plăti, dar și merg ieri și plătesc ieri. Deci nu mai plătești pe spațiu în care sunt lucrurile sau... Așa, și ei au nevoie de politici, au nevoie de mașină, folosesc și ei curentul. Iar își plătesc curentul acum spațiu care e așa... Da. Deci nu spune problema, dar ar fi o problemă. Ai cuvântul domnul Cipar. Domnilor, noi tot cramponăm în jurul dispensarului ăsta dintr-o chestie foarte minoră. Ia puneți un caz în care, Doamne ferește, ia foc mâine. Da. Și tot așa ne învârtim că, vai, Doamne, plecăm, nu plecăm, stăm acolo. Sau cadă o de la intrare în cap, pune poziția unui dezastru mâine. Da. Chiar nu putem face ca să-l renovăm? Doar nu vrea, nu e nicio intenție, bărea sau... Trebuie să găsim o soluție, să o luăm când mergi. Nu poate să ducă fișele, nu poate să ducă, să schimbe aia, nu plătește curentul. Nu. Asta e chiar o problemă. Bun, cred că s-a discutat. Dacă nimeni dintre consilieri nu mai vrea să mai spună nimic, supunem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțin. Nu, am spus cine este împotrivă. Cine este abțin? Deci nu abțin. Trecem la proiectul următor. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de concesiune numărul 7486 din 2004, încheiat cu CMI Macovei Gabriela. Dintre domnii consilieri, cine se scrie la cuvânt? Deci ați studiat materialele, avem aviz favorabil. Domnul primar, nu vreau să mai spuneți nimic, bănuiesc.
Domnul viceprimar, deci supunem la vot. Cine este pentru? Dacă s-ar putea prevedea da. Un contract de soție, până când nu s-o rezolvă treaba, unii se va găsi no, spațiu. Deci, de ce n-au plătit noi pe bani mari, pe 3 locuri. Așa, corect. Că dacă ea încheiem contract și asta, după aia suntem obligați de un spațiu. Da, bun. Mai e cineva care vrea să intervenim? Spune ceva. Dar poate exact strict aici. Nu. De ce nu mă rog? Domnul Văzucin. Da, vreau și eu să vorbesc, dacă nu cine e vrea să vorbească. Cred că vreau și eu să vorbesc. Domnule, de ce nu se face și la Hercu, domnule, cu un dispensar, domnule? Sunt trei sate în jur acolo. Dar cum se îmbolnăvește? Vine la Hercu. Deci, bădă, vă să dau vântul la diverse. Sunteți invitat, nu sunteți consilierul. Da, dar, deci, aveți voie să te pregătiți cu acolo consilierul. Deci, dacă domnul consilier, vă dăm voie să vorbiți, aveți voie, dacă nu, nu. Deci, la sfârșitul ședinții, vorbiți ce vreți dumneavoastră, orice vă dați, orice. Bun, deci dacă nu mai are nimic de spus, supunem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Deci 8 singuri pentru împotrivă. 13 pentru și abținere. Da. Împotrivă sau abținere? Abținere. Împotrivă. Împotrivă. Că de obicei. De obicei, da, 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 de obicei. N-am argumente legătoare. Bun, mergem mai departe. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL numărul 71/2015 privind instituirea taxei de salubrizare pentru persoanele fizice la nivelul comunei Căiuți. Cine se scrie la cuvânt? Deci, deci nu aveți vorba, dacă îmi dați voi să da, domnul, ca da, să știți, da, este vorba de împărțirea taxei, deci nu mai vine omul, să spun, în lună de lună să dea 3,7 lei, de la 3 luni. Sau... Deci, îmi dați voi să... Da, da. Deci, taxa se încasa de două ori pe an. Pe 6 luni și la sfârșitul anului. Acum se va încasa de 4 ori pe an pe trimestru. Deci, din 3 în 3 luni. Că au constatat doamnele de la doamna contabilă Scoia că e prea mult să iei omului bani pe 6 luni odată. Ha? Oricum plătea cât putea, dar să era așa pusă. Pe 6 luni, la jumătatea anului și la sfârșitul anului. Acum se încasează pe trimestru. La fiecare 3 luni, se poate plăti. Bun. Dintre domnul consilier, care vrea să intervină? Asta e diferența. Dintre domnul consilier, vrea cineva să mai intervină? Atunci supunem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Se abține domnul Dumnezeu. Domnul Vătăman. Mergem la proiectul următor, proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 3 la contractul de lucrări numărul 1230/9/2015, modernizare drumuri locale, sat Hârtiu, Vrânceni, Comuna Căiuți, județul Bacău. Cine se înscrie la cuvânt? Domnul primar, vreți să faceți o precizare? Nu, cred că e cazul, pentru că se știe, prin lege. S-a diminuat contractul cu 4% diferența. Da, s-a înțeles, se știe. Supunem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Deci s-a votat în unanimitate. Trecem la proiectul următor. Proiect de hotărâre privind aprobarea cesiunii contractului numărul 1796/6/3/2013, încheiat cu Jeanco Ioan Dionisie. Deci am văzut că domnul este în sală, dacă vrea să ne spune ceva, îi dau cuvântul. Pe scurt. Aceiași oameni, ca persoană fizică sau juridică, tot eu sunt, tot eu reprezint afacerea, tot eu am făcut investiția, tot eu o continui. Doar din cauza legilor care ne impun anumite reguli, trebuie să trecem pe SRL. Nu că vrem, fiindcă este obligatoriu. Atât, mai aveți ceva de spus? Dacă domnul sunt pe cerici, nu o să mă rog, domnul Dumnezeu. Deci, domnul consilier, dacă aveți întrebări sau ceva de spus? Ați fost întrebat, dar nu mai întreb. Sigur, domnul, mă răspund. Ați fost persoană fizică, juridică. Dar nu i-ați spus părintele 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 răspund, da? Ați fost persoană juridică. Deci, ați fost persoană juridică, v-ați transformat în persoană fizică, apoi era persoană juridică.
Deci bănuiesc, mai ales când e vorba de lucrare, de investiție la nivelul dumneavoastră, trebuia să fie foarte atent când solicitația eu să-i plătesc. Și consider că noi ca consilieri, eu m-am abținut la concesiunile astea, la scoate. Dar în mare, noi am fost pentru, deci s-a votat la nivelul cetății de Consiliu, concesionarea terenurilor respective. Domnul primar, ca ordonator de credite și cu echipa din primărie, până au organizat o licitație, s-au licitat terenurile respective, firma respectivă a câștigat licitația, nu mai văd rostul nostru la toate modificările astea, acum cesionăm, acum nu mai cesionăm. Bă, nu, că e treaba ordonatorului de credite și cu echipa din primărie. Echipa juridică, în cazul primării. Mai avea ceva de discutat, da? Deci domnul consilier, dacă mai au ceva de întrebat, după aia e domnul domnului. Mai e cineva care vrea să vede ceva din domnul consilier? Eu zic totuși că la, chiar dacă se revin înapoi, dar nu face nimic greșit, revin la aceeași formă care a fost. Așa e cere legea, așa trebuie să facă. Și în primul rând, nu greșește cu nimic. Deci, aceștia. Vă răspund la acest domnul nou, ca să punctăm. Deci, când este vorba de domeniul privat, domeniul public al primăriei, deci chiar dacă e formă de concesiune, proprietarii suntem noi, primăria Căiuță. Deci, pentru orice cesiune de contract, fie între persoana fizică care e aceea sau persoana juridică, trebuie trecută prin, cu aprobarea Consiliului Local. Toate, da, într-adevăr, acum un an și ceva, știți, când am aprobat cesiunea de pe firmă pe aia, e și datorită la ce vor să facă acolo în continuare, programe europene, va să dau cu persoane fizice fonduri anul ăsta, nu se ia să închid, să dau persoane juridice sau ce vor să facă. Deci eu vă spun că nu este nicio ilegalitate. Asta este atribuția prin legea Consiliului Local de a aproba cesiunile, de a-și da girul. Dar proprietatea, ca să fim înțeleși, este aceeași. Rămâne a Consiliului Local primăriei. Bun, am înțeles că domnul Lungu s-a lămurit, nu mai vreau un răspuns la domnul administrator. Dacă domnul administrator totuși vrea să-i răspundă, îi dau cuvântul pe scurt, pe scurt, pe scurt. N-ar trebui să mai schimbăm niciodată concesiunea. Deci dacă mi-ați dat voie ca eu să pot să folosesc o firmă, deci să-mi facă serviciile, ar fi perfect. Am un singur aliniat, nu știu exact care din concesiune, în care nu îmi dă voie nici să angajez o firmă, nici doar să-mi desfășor singur activitățile. Iar mai departe, mediul și apel rămâne cer un SRL. Eu astăzi sunt persoană fizică. Nu am voie să închiriez cât un SRL, să subconcesionez, să orice variantă nu am voie din cauza contractului de concesiune, motivul pentru care sunt la dumneavoastră azi aici, fiindcă nu pot să fac absolut nimic fără dumneavoastră. Sunt strâns legat de colaborarea și noastră. Bun, cred că s-a înțeles, dar nu mai e nimic spus, spune la vă. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Eu am abținut. Două persoane, da? Nu este pentru și abținut. Legea proiectul următor. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 18/25/2016 privind completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al comunei Căiuț, județul Bacău. Mi-ar putea să mergeți la Bacău. Da? Dintre domnii consilier, cine se înscrie la cuvânt? Nimeni nu vrea să spună nimic? Avem aviz favorabil la toate comisiile. Domnul primar Bănuiescu nu mai vrea să spună nimic dacă domnii consilier n-au ridicat problema. Domnul viceprimar, are cuvântul. Deci, drumurile care erau drumuri de exploatații vor deveni drumuri vicinale. Ca așa ne cere la proiectele europene. Așa sunt denumirile noi, prin lege. Și asta e diferența, nu este nicio diferență. Bun. Aveți cuvântul, domnul consilier. Pentru domnii consilieri care sunt împotrivă, să motiveze de ce? Nu e obligatoriu, dacă vor. Bine, vedem. De punctul meu de vedere, nu cred că este. Da. Deci, supunem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Pot să mă motivez? Spuneți, dacă vreți. Am zis că se încearcă modernizarea drumului respectiv.
Am zis că sunt alte lucrări mai urgente decât domnul ăla. Și le solicită pe aici. Bun, am trecut, s-a votat, mergem la proiectul următor. Proiectul de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 1 la contractul de lucrări numărul 4450 din 15.05.2015, modernizare drum de interes local, zona CFR, Comuna Căiuț, județul Bacău. Cine se înscrie la cuvânt? Deci să știi despre ce vorba, e vorba de același TVA. Domnul primar, domnul viceprimar, nu cred că aveți nimic de spus. Supunem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? 14 pentru. Trecem la proiectul următor. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 1 la contractul de lucrări numărul 10.406 din 10.11.2015, lucrări de amenajare, loc joacă pentru copii, sat Căiuț, Comuna Căiuț, județul Bacău. Cine se scrie la cuvânt? Este același lucru, da, 4%, da, care... Da. Atât. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Deci avem două abțineri, da? Trebuie să mă ajut. Dacă vreți. Am considerat că erau alte lucruri mai urgente decât două bătări. Bun, acum e vorba de TVA. Sau și poziția este pusă. Avem prezidenția, avem prezidenția, avem cu care și consilier în Consiliul Local cu ultimii 4 ani, trebuie să-i dăm dânsului și al dânsului. Pentru că este o mare diferență în ziua de azi, când tot se bate apa în piu, când am făcut terenul în curtea școlii, când am făcut parcul în curtea școlii. Să facem o departajare și o, cum să vă spun, o desculpare așa a lucrurilor pe realitate. Este parc comunal pentru toți copiii și cetățenii comunei. Când faci un loc de joacă și am avut experiența câtorva care le-am făcut la școli, s-a ales praful ele. Baza sportivă este o bază sportivă pentru tot tineretul din Comuna Crez, de la copiii de la școală până la ceilalți care sunt în altă parte sau chiar cei vârstnici. Deci poate să vină să joace un tenis, să joace fotbal sau altceva. Deci sunt, nu este terenul potrivit. Foarte bine. Dar mă intrigă faptul că niciodată când sunteți consilieri și când s-au supus spre dezbaterea acestei lucrări, n-ați venit cu o propunere să spuneți, domnul primar, se pliază sau respectivul loc este viabil pentru acea lucrare. Pentru că o să vedeți, să dea Dumnezeu să ajungeți la conducerea comunei, să vină proiecte și să vedeți că alegeți 10-15 terenuri și nu se potrivește decât într-un loc. Dar era mult mai bine înainte, că aici lângă primărie erau 10 cai care pășteau, mizerii și toate alea. Era mult mai bine. Asta e. Nu, nu, domnul, nu aveți voie. Nu aveți voie, lasă-mi știți. Deci nu aveți voie să vorbiți decât cu acordul consilierului. La putere o să mutați terenul. Mutați și terenul și parcul și doriți dumneavoastră, că nu supără nimeni. Numai puțin, domnul Lugă, așteptați. Ați terminat? Da, da, da. S-a solicitat investiții respective. Chiar am insistat să fie lucrări respective, să fie intentate în capul școlii Căiuți, în capul grădinilor de la Pralea sau de la Popeni sau de la Păi dacă nu are, trebuie să ai școală întâi și după aia... Și pe urmă restul cetățenilor la urmă. Nu vreau să mai fac iau, am trecut. Bun, are cuvântul domnul consilier Onel. Cezarul e Cezar. Ave Maria. Sper să... Să mai găsim niște bani, să facem o sală cu niște destiare și cu un mic grup sanitar. Să poată veni elevii de la școală să desfășoare o oră, două de educație fizică, că nu este mare distanța, îi pot aduce cu buz. Ca copiii sau unde se schimbe, se dezbrace, sau pot veni chiar de la școală într-un costum de sport. Dacă nu se poate, nu se găsește finanțare pentru a face un vestiar. Atât. Noi suntem alții, să trebuie să fizionăm la tine. Să facem mai departe de la finanțarea activității de asistență socială în baza costurilor medii anuale pentru persoana cu handicap. Întâi domnul consilier, dacă se scrie cineva la cuvânt,
Dacă vreți să faceți o precizare, domnul primar, domnul viceprimar? Deci sunt costurile lunare care se suportă și pentru copiii, deci ca să vă uitați un copil din comuna Crăiești, dacă este dus într-un din aceste servicii de protecție specială cu dizabilități, vedeți că sunt sume de la 260 milioane pe an în sus. Mare parte din sumele susținem și noi, dar cealaltă parte este cofinanțată de la Consiliul Județean. Deci cam asta înseamnă, dar să aveți o idee, dacă ai 10 copii într-un centru rezidențial și o să se ajungă în situația când vom plăti numai de la primărie, cam astea sunt costurile astăzi. 8-9 mii de euro înseamnă un copil. Va veni vremea când va trebui cineva să le plătească de la primărie în timp. Bun, am întrebat dacă se înscrie cineva la cuvânt, nu s-a înscris nimeni, supunem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? S-a votat în unanimitate. Trecem la proiectul următor. Proiectul hotărâre privind aprobarea contractării serviciilor juridice de consultanță, asistență și reprezentarea Comunei Cărnuți în dosarul civil numărul 3940 pe 110 din 2015, aflat pe rolul Tribunalului Bacău, cu obiect legea numărul 10 pe 2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989. Dacă doresc să vă spun... Cine se înscrie la cuvânt? Dacă se înscrie cineva la cuvânt? Domnul primar, vreți să faceți o precizare ceva? Deci așa cum am fost informat și indicațiile Curții de Conturi, este ca pe serviciile, pe anumite servicii juridice, pe specii bine definite acolo unde juristul primăriei nu ne pot reprezenta, nu că n-ar putea, dar în instanță este cu totul altceva față de ce se întâmplă la primărie, putem contacta servicii juridice, dar pe dosare și pe situații bine definite. Asta vreau să precizez. Domnul consilier, vrea cineva să mă spună ceva, dacă nu, spunem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? S-a votat în unanimitate. Și ultimul proiect de hotărâre. Da, l-aveți trecut, da? Da? Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 1 la contractul de lucrări numărul 9971 pe 29.10.2015, extindere și reabilitare, dispensar uman, sat Căiuți, comuna Căiuți, județul Bacău. Cine se scrie la cuvânt? Domn primar, aveți ceva? E aceeași problemă. Vorba de TVA. Supunem la vot cine este pentru, cine este împotrivă, cine se abține. S-a votat în unanimitate. Deci avem și diverse, diverse, da? Suntem la ședință ordinară. Avem un invitat, îl ascultăm acum, la urmă, cum spuneți, cum propuneți? Îi dăm... Dar se prezinte, clar să ne spune la obiect ce ar fi spus. Haideți, vorbiți, ca să vă auzim. Domnule primar, câți oameni aveți la ajutor social? Dacă aveți ceva de spus și la omul... De ce nu-i spate, domnule, pe teren să facă curățenii de la pod încolo? Vă așteptați cel mare cum se poate. Eu n-am văzut unul din Cortorat. Sau câte 3-4. Fratele meu n-a putut să ia ajutor social, că e bun la... Dar alții iau. Câte 3-4 sunt în comuna asta. Din familie, da, și dau dacă vreți. De exemplu, Căsoi. Că sunt în familie. Plimbă căruța prin barul. Mizeria este la ea acasă, la Hârtiu, domnilor. N-am spus nimic de Hârtiu, de Brâncin sau de Boiștea. Oamenii fac naveta pe luncă, în autostradă. Unde e? Nu se face șosea și la noi? E vreun proiect? Bă, tâmba la Căiuți, joacă, copilul meu a plăcut 5 lei la fotbal, să joace mingea, pe terenul de fotbal. Da, nu i-a dat măcar bon din ăla la poartă, să-i fie rușine la fotbal. Da, puteți să mă puneți în față. Cum poate să facă așa ceva? Cine joacă pe terenul de fotbal aici? Joacă cei din jur de aici. Terenul ăsta este făcut numai pentru 3-4 zile în apropiere. Nu vine nici de la Hârtiu, nu vine nici de la Pralea, nu vine... Dar la Pralea s-a putut face șosea? La noi de ce nu se face? Hârtiu de ce lăsați așa în paragină? Va veni voturile, domnii mei! Veți veni cu trâmbițe. Am primit un chibrit, o plasă de un leu PSD, un chibrit de un leu, care domnul primar mi-a zis că-i mulțumesc foarte mult, să audă și cei de la Bacău, mi-a luat cu gradul. Și a zis că chibritul ăla a fost de vină. Este domn primar? Ieri mi-a spus. Ce
De față cu domnul Oproveșu, când v-am spus că am primit un calendar, un cibriș, o pungă de un leu, PSD în poartă, și când am venit și am depus o cerere, are un an de zile cererea, mi-a luat foc grazul, sunt un cu dizabilități, sunt o persoană foarte dificilă, care trăiesc dintr-o pensie amărâtă. Și când v-am spus ce am venit în poartă, de ce ați râs? Și a spus că, păi, cibritul ăla de vină, de ți-a luat foc grazul. Da. Jur pe inima mea. Adică chibritul a fost de vină, nu, chibritul a fost de vină. Nu, nu, chibritul, bun, n-are primăria bani, da? N-are primăria bani, ziceți că n-are bani, numai la comună. Dar de 8 martie, de unde ați avut bani, domnule, de felicitări, numai în comună? Din bani personal, domnule. Vai, lasă-mă, serios vorbesc? Cine ți ne-ați primit? Am găsit și eu una în poartă. Auziți, a venit să-i fac de teorie și are domnul Curăție. Dar nu, domnule, stai, domnule, nu adică căiți blocuri de joacă la căiuți, pe ce ori la căiuți, dispensar la căiuți. Dar mai trece să poate. Hai spune ceva, spune ceva, serios. Am întrebat, cum se face să stea la hântim? Trebuie să ne asumăm dacă suntem aleși, fiți și certați. Păi, dar bineînțeles, vin alegerile, veți veni la noi cu trâmbițe, veți veni cu mașinile. Să vă lăbăiești aici, domnule. Nu, nu, când se face șosea la Helteu? Când se face șosea la Helteu? Sau în Buș? Deci, ca să auziți dumneavoastră, da. Astăzi este lucru investiția la Helteu. Eu sper ca până iunie fie finalizat. Așa cum ați spunea asta, că vin alegerile. Da. Nu că vin alegerile. Vin, vin, vin. Dar vreau să vă spun. La proiectul care astăzi se realizează la Helteu, sunt în păstrie veche, este o muncă de 5 ani. De la faza de proiectare, faza de obținere a fondurilor, până la faza de licitare și de începerea lucrărilor. Vă convine, nu vă convine, eu nu știu de unde e bugetul comun, ar putea suporta o dată 1 milion de euro să facă o investiție. Uite că a venit și rândul Helteului să facă. Poate nu voi fi eu primar să termine această lucrare. Dar mă lăsați să vorbesc. Toate proiectele s-au făcut în funcție de cum au fost prinse finanțări. Cum este și acum, când va veni, o să spună lumea dacă se semnează contractul sau nu, sau se aprobă finanțarea pentru ce este Popeni, asfaltat, ulițe, termina căiuț, sau ce mai sunt. Care, da, este tot munca mea ca ordonător de credit și aduc banii nerambursabili, fără să punem un leu la aceste investiții. Că altfel din bugetul local n-are de unde se fac. Tot veniți și criticați. Că-i mizerie în Helteu. Vă întreb ca cetățean civic, prin lege aveți obligația să strângeți, să vă faceți curat. Câte hârtii ați strâns? Nu, nu, câte în față la noastră e curat? Da. V-ați făcut curat mereu? Ați venit și ne-ați luat prundiși de acolo. Da, ți-am luat, nu ți-am luat, nu v-am luat prundiși. Ăsta nu. Ați văzut că ați făcut reclamații la toate. Mă lăsați să vorbesc să faceți. Domnul Cojocea, aveți dreptate să vă răspundă domnul. Ați făcut reclamații la toate instituțiile statului. Chiar credeți că le controlăm? Câte v-au dat dreptate, domnule? Dar de ce nu, domnule? De câte v-au dat dreptate, da, domnule? Dar nu acum o oră curau cu niște. Sunați la cei de la APE să ducă să le dea amendă dacă au curat. Dacă nu vreți să vorbiți pe rând, eu nu vă mai las să vorbiți. Domnul Cojocea, domnule. Acum vreți să vă aduc o înregistrare să vedeți de ce sunteți așa pornit? Domnul primar. Domnule, dragă, eu tot un an eram în birou, să nu-ți mai spun altceva. Bun. Vă rog frumos. Da, domn primar, dar nu mai să știți că este vocea dumneavoastră undeva, care dacă aș pune-o astăzi, să o pun și pe cameră, nu știu cât de credibil ați mai fi. Păi nu știu cât de credibil ați mai fi. Deci dacă să iau o mașină de balastru, spunem pe drumuri, de pe râuri de care aparțin comunii, se decolmatează că dacă vine mâine apa vă ia, e de vină primarul. Ia, face betoane dintr-un balastru cu teren drept. Dovadă de ce n-ați decolmatat barajul? Că atunci v-ați pus în fața utilajilor. Bun, domnul primar, vă rog frumos, nu mai puteți dialog și nici dumneavoastră. Domnul Cojocea, vă rog frumos. Adăugați-mi voi să răspund. Eu nu este problema mea, eu n-am dat nimănui ajutor social dacă nu a corespuns pe lege. Dosarul este instrumental la căiuță, este trimis la Bacău spre aprobare. Nu știu motivele de ce fratele dumneavoastră nu a luat ajutor social. Dar credeți-mă că eu nu am nici cea mai mică implicație și n-am favorizat pe nimeni să ia ajutor social. Nu spuneți mie povești că n-a venit. Sunteți nemulțumit foarte bine. Aveți dreptul ca și cetățean să sesizați, să scrieți, să reclamați, nu este nicio. Eu oricum reclamă la cod acolo, că e terenul meu și-a zberii românești. Mă rog, reclamați, luați-vă drepturile, că nu mă deranjează. Sunt unii
de mizerie, de 5 ani, de 6, de 7 ani, vine unul de la mine, unul de importante, care spune, ăsta e comunatar, care stai de lucruri. Râd, râd noi de hebrie. Bun, gata. Deci asta a fost omul, da? Bun. Gata, ajunge. Mie îmi convine ce spuneți, pentru că e opinia dumneavoastră și o respect, ca atare. Dintre domnul consilier, cine se mai scrie la cuvânt? De la 460, nu vreau să le poftim. Da. Și eu ați să nu duci doamne, de la 460, nu vreau să le păi iau, se vrea și să-i urmai. Domnul consilier, mă tine da. Mă bucur că în ultima perioadă cetățenii comunii au început să urmărească ședințele noastre, care sunt filmate. Vă mulțumesc. Și... eram într-o seară la district, când ați trecut la mare, domnul primar, vă amintiți, eram și băieți acolo. Au zis că s-au ieșit la Dorița, că vor să vină și stârnicii și probleme, așa cum au ridicat unii și rățenii blidare. Și au zis, băi, pentru și probleme care le aveți delicat, nu are nevoie să veniți la mare. Suntem noi consilieri și ridicăm noi problemele. Era domnul Prajan, care și-a exprimat dorința că să fie prins într-un proiect de hotărâri undeva, o capăt din punte și la el a fost treacă gărna care e mare acolo. Al doilea punct, m-a întrebat ce să mai petrece cu camionul ăla, că se vede urât. Trebuie demolat, trebuie făcut ceva să... Și a zis, băi, Gheorghe, eu am să iau o problemă în discuții la primărie și o să dea o decizie, să vedem ce să face. O altă persoană care tot la fel a urmărit și a venit și mi-a zis, și m-am dus cu el și m-a chemat la fântână acolo la școală, într-adevăr că e pericol mare. El și-a exprimat supărarea că nu-l ajută nimeni, nu face nimeni nimic, sunt copii care joacă, ba mai aruncă și resturi din ambalaj de la bomboane prin fântână. Și o că el vrea să facă un gard cu o portiță, cu o lacă și o să scrie fântână privată. Deci că să nu-i supărăm când o să vedem lacul după acolo. Într-un fel avea și la dreptate, că el de acolo bea apă, de acolo toată familia și de acolo sunt vreo 5-6 familii care iau apă și trebuie să fie și asta, igienică. Și am zis că, băi, eu am să iau problema și trebuie să se iau o hotărâre, să vedem cum le facem. Să facem un tub ăla reparat, făcut un capac sau făcut ceva, ca să... Atâta m-am putut spus. Bravo. Bun, numai puțin mai să trebuie să vă spun, domnule. Deci, dacă eu nu m-am spus la păi la o fulul, dar după asta și după ce e cu vă spus. Hai, domnule, domnule. Asta dă-o rândă, nu vă spun un lucru, domnule. Deci, domnule, domnule. Deci, am întrebat să destui de apă, domnule. Da, domnul primar, nu s-a finalizat iluminatul la Făcești. Iluminatul nu s-a finalizat la Făcești. Mai trebuie niște mărți și bec. V-am mai amintit și a spus că trimiteți o echipă. Timpul văd că permite. Când, când se reiau lucrările la drum. Da, când, se, când se reiau lucrările la drum. Timpul vă se permite. Asta. Așa, deci cu podul ăsta trebuie rezolvat, era o problemă. Este. Am vorbit că o să-și reparăm. Deci când vin să apucă, o să-și curățăm, turnăm fără probleme. Da. Haideți să finalizăm cu iluminatul acolo și cu... Deci după ce spune, deci martie și o să de doctorul Dumnezeu... Cu părăile alea la Florești și asta. Dacă găsiți vă firmă... Dacă găsiți vă firmă care trebuie balas de comalteză păraile, aduceți-l la Florești, domnule, că nu se cramponează nimeni ca la Helchim. Veniți și luați de acolo, de comaltați 2 metri în jos, îi faceți albii la Florești. Alții nu vor, vor să le faceți de comaltați părăul, că le vin, dacă vine părăul mare, se duce pisticații, deversează stânga-dreapta și nu se vrea. Nu trebuie să vrea. Veniți și să ia fără problemă. Pentru orice vrei să faci în comunitate, pentru orice dacă faci investiți, dacă e comandat în turiu, dacă faci orice lucrare, la orice trebuie să fii suspectat că ești hoț, că furi, că îți însușești, nu sunt bune, nu se fac bine și tot felul de lucruri. Bun. Dar știți cum se spune, atâta timp cât suntem aleși, să asumi și ce spune lumea. Până la dovedirea lucrurilor e distanță destul de lungă, așa că pun în gură la oameni putem pune. Fiecare să spună ce vrea. Bine, vă aduc că s-a așteptat să vă dau cuvântul când vorbeți. Deci ați terminat. Dar urmează domnul consilier Manole, după care urmează domnul Drilea. Domnul primar și domnul Matei a cerut acum câteva, Matei Laurenț, acum două ședințe în urmă, situația băncilor care sunt date în comună.
Pot să vă spun că la noi în Blidar și pot să fac o comisie orice când să meargă, am 65 de bucăți date, scoase la porți. Orice când formăm o comisie și mergem în Blidar și vă convingeți că sunt scoase. Așa. Ar tot de la Pralea, am stat de vorbă cu cetățenii de acolo, ar fi o problemă cu drumul de la... Așteptăm, nu? E drumul de la Neagon Vrânceanu, care duce către Biserica Ortodoxă sus la Pralea, pe timp poverii când plouă, nu are cum transporta morții. E... Trebuie carat niște balastru. 5-6 mașini de balastru, dacă s-ar putea. Al doilea, v-am mai zis, am zis și în ședința trecută, avem mâna curentă, balustrada. E în clopotniță la Pralea. Vă rugăm frumos, dacă se poate, numai picioarele. Să le punem, să băgăm, să facem că îți bătrâni. Domnul Matei, știi situația de acolo, 90% îți bătrâni. Să sprijină din balustrada aia. Da. A. La... Bun, dar mai aveți ceva de spus? O singură problemă, mai am și aș avea și eu să revin înapoi la gunoaie. Să facem o echipă, să adunăm marți și miercuri. Eu mă duc special dacă îmi dăm niște oameni, să adunăm gunoaiele între Blidar și Pralea și joia când vine mașina să le încarce. Dacă se poate, atât am avut spus. Domnul primar, vreau să spun domnul consilier, acolo pentru drumul la biserică la Pralea și mai avem o undeva de 3-2 mașini de tot, m-a mai solicitat cetățenii, am vorbit, dacă nu plouă astăzi, în mod cert, o rezolvăm. Să rezolvă fără dor și poate. În ceea ce privește mâna curent, să vedem despre ce-i vorba. Noi o să stabilim acum. N-au ajuns încă cu toate proiectele, cu mici excepții, preoții. I-am spus să-și prind în calcul și această investiție. Și când o să stabilim, cred că ședința viitoare, exact sumele repartizate și cum a spus dumneavoastră pe proiecte, să dăm la fiecare biserică, părintele o să aibă grijă să-și facă și această cheltuială. Ceea ce privește gunoaiele, într-adevăr, nu vreau acum să mă disculp, sunt nemotive pentru într-adevăr. Și mie îmi place să spun lucrurilor pe nume. De o perioadă, țiganii chiar încearcă să nu vină sau sunt învățați să nu vină. Să-mi forțeze mâna dacă le dau bani. Le-am spus-o acum câteva zile că de la mine e semnătură ca să-și ia bani, nu se mai vadă nimeni în leu dacă nu-și fac zile. Așa cum domnul Manole s-a implicat dintotdeauna și nu vreau acum că ridic în stăpa consilier, s-a mai implicat domnul Lucian și care mai sunteți din dumneavoastră, puteți veni să ceriți, să spuneți, dați-mi astăzi 15 oameni sau 20, să-i ducem pe anumite porțiuni unde sunt gunoaie. Într-adevăr, nici mie nu-mi place zona Hiltiului, credeți-mă. Dar oameni buni, nu le duc eu. Nu vine nimeni, nu vede nimeni pe nimeni. Deci, haideți să mai facem un pic și ajutorul folosului comunității. Ceriți ce ați vrea mâine, să mă duc eu cu aparatul propriu să vă strâng gunoaiele care de cetățeni. Atât am mai ajuns să fiu gunoierul comunii. Când rest, ce să mai zic, infractor, boți, orice sunt. Mai trebuie și gunoier, trebuie să am și calitatea asta. Deci nu se poate așa. 3-4 ani ca să deci, dacă nu, dar asta nu se vede. Tot avem drepturi, dăm 1 milion de lei sau cât să dă impozitul la o gospodărie, adunăm 8 miliarde sau cât adunăm la primărie și vrem lucrări de sute de miliarde. Oare cum, unde? Da, pot să spun, am fost incapabil eu, da, dar nu, n-am fost, să văd. Cum iese dincolo la părâul Căietului? Din 2005 a fost ridicată problema, care a rezolvat-o anul trecut. Dar nu vine nimeni să-ți bagi în buzunar 40 de miliarde sau 32 de miliarde de investiții cât a fost acolo, dacă nu alergi. Și credeți-mă, m-am dus pe banii mei, pe stresul meu, pe munca mea. Dar nu-i bine. Ce bine atunci, domnilor? Deci dânsul i-ați răspuns. Acum dacă îi răspundeți domnului consilier Manole, dacă mai aveți ceva să-i spuneți, dacă nu se termină în sensul cealaltă, deci spuneți pe ceva de parte. Băieții de la gunoaie.
șoferi. O venit și mi s-a adresat, nu poate intra pe unele uliții din cauza pomilor. Facem o adresă la oameni, sau dacă nu noi, covolă cu o drujbă ca să-i curățăm. Nu e treaba numai de gunoaie, dar Doamne ferește, de pompieri, de salvare, nu se poate intra. Au venit pompieri când domnul vice mi-a dat la 3, noaptea o tăiet, nu cu de-o putut trece cu mașina. Știți ce se întâmplă și ce dureros și eu mi-asum? În aparatul unei primării nu există numai primarii. Eu nu fac atracție domnul vice aici sau domnul administrator din partea nimic când o să. Sunt lucruri care efectiv pentru curățenii, pentru tot ce în primărie sunt oameni, sunt primari. A, greșeala mea este că n-am pus piciorul pe pedală când trebuie cu totul altceva. Nu mă disculp. Bun. Asta cu curățenatul, dacă s-a întâmplat odată de două, de trei ori, trebuie venit cineva ia, îi facem o adresă în termen de 5 zile curățați. Că noi nu putem interveni pe proprietatea privată fără acceptul omului. Bun. Da, dar pe domeniul public. Pe domeniul public e cu totul altceva. Da. Bun. Mergem mai departe. Are cuvântul domnul consilier Drilea. Să-i creăm condiții pentru cabinetul medical, domnul primar și domnul vice Agreș a înțeles tocmai invers, că noi nu suntem de acord cu reabilitarea dispensarului, ba suntem de acord cu reabilitarea, cu condiții, să le creiem niște condiții optime și bune pentru asta am zis. Dumneavoastră a spus în cuvânt că întotdeauna ne opunem, nu suntem de acord cu... Ba da? Zis treaba asta. Și eu am vrut să-i intervii, dar zic, ca să nu turburi. Bine, asta s-a clarificat treaba. Mai ai deșa domnului Lumea? Am destule. Da, nu, am destule, zic. Legat de invitați. Foarte bine când ne vizitează invitații, vin, îi solicităm să vin. Dar cu condiții. Să fie disciplinat, să vorbească la obiect, nu să ridice tonul, să vorbească disciplin frumos, nu cu impunere, nu cu tentativă de a calomnia pe oricine de aici, că nu-i frumos. Trăim într-o țară civilizată, sperăm că de 26 de ani am învățat ceva de la democrație, dacă tot umblăm de acum, de 3 decenii în urmă, nu-i frumos ceea ce se întâmplă în comun. Vine fel de fel și ne analizează aici că nu suntem în stare. Dar oamenii noștri ce fac? Și aș întreba referitor la gunoi. Foarte urât ce a ridicat domnul Manuel. Problema că se duce la strâns gunoaie. Cum, domnule? De 26 de ani n-am învățat să facem igienizarea comunii, fiecare cetățean contribuabil să strângă gunoi, avem pubele, avem taxe puse. Cum să ajungem noi, consilieri? Nu-i vorba de cont, dar e vorba de conștiința om. Mă duc să-i strâng eu mizeria? Nu! Să puneți om din primărie, domnule primar și domnul viceprimar, în care supravegheze igienizarea comunii. De asta sunt plătiți și să nu umblăm noi pe la peste tot să strângem noi resturile menajere sau ce mai sunt. O altă problemă, la sadul Popieni. S-a ridicat problema cu oamenii, că am început să mă ieși și eu așa când am mai revenit acum prin oameni. Problema cu... De campanie, da. E foarte bine și mai faci campanie. Problema așa. E problema de... Ridică problema pubelilor. Sunt mulți care pun în sași mari rușini aici la asfalt, la șosea, în Popieni, văd sacea aia de rafii și am trecut și numărul de telefon la unul și am trecut și bucătăria. Aduceți pentru că omul plătește. Oamenii nu mai ridică problema taxă am discutat. Nu, gata, s-a calmat problema, oamenii se supun taxă și impozitul, dar noi să le creăm condiții. Vedeți că după ce adică să le creăm. O altă problemă, am zis, de vreo câțiva ani facem șanță cealaltă. Parcă noi suntem în Patagonia, suntem țări diferite, Africa și cu Asia. Suntem separați acolo. Adică să facem cu șanțurile alea Dalat și partea Islandă. Foarte urât arată. Din resurse locale, din bugetul local. Sau din altă parte. Ai, uitați că mai sunt trei luni, dar nu-i vorba, domnul primar. Am promit, sigur, în programul meu electoral, cu șanțul de la Popeni. Nu-i vorba de... Domnule, eu nu candidez, domnule primar, nu candidez, fac propagandă. Eu
Și o altă treabă. Domnul, dar nu mai acoperă. Păi ce faci? Păi dar dă-ți întotdeauna acoperi tu. L-aș ruga pe domnul viceprimar să facă un tabel în care să ne repartizeze la o parte de oameni în vârstă, care că sunt destui oameni bolnavi, bătrâni, mai stau la poartă. Că sunt bănci aici care li plouă afară, să le repartizăm la oameni, pe bază de tabel semnătură. N-a fost responsabilitate la băncile repartizate. Numai după auzite s-au repartizat așa, la voi. Unul a luat 20, unul a luat 12, unul 14. Nu avem evidența. După câte am înțeles, e vreo 500 de lei o bancă de aia. Oameni buni, nu ne jucăm cu avutul obses. Nu ne jucăm cu avutul obses. Păi da. E la diverse. De cum ai? Mulțumesc. Păi se dea răspunsul, nu? Nu, no, răspunsul să știi. Că... Există o problemă la școala Pralea. Un copil în clasa 5-a terorizează, nu poate desfășura domnului profesor, o repede în cauza acestui copil. Nu se pot lua niciun fel de măsuri, decât doar pe scat în la portare sau... Nici atâta... A doua problemă ar mai fi, nici în Căiuț nu sunt mobile suficiente. Știm la domnul Fodor, vă rog să duci de evidența cu cetățenii, cu adresii, că noi am adus purgări în comună și am stat călare pe electric bazine la rând în fiecare sat. Cetățeanul fiind un pic, poate și de zic formașele, de ce n-am venit să ia, acum vor. O să, la Fodor, să duce face... Acum vor pentru că plătesc, de-aia. Da. Deci vă spun sincer, la Fodor dați o situație când se adună de o mașină de pubeli, venim cu ele. Deci asta se rezolvă. Alte probleme, domnul Dorlan Iulian? Urmează domnul Roșcan. Da. Asta a fost o discuție cu domnului Mărceșu. Pe Ula aici, Tibian, după biserică, șanțul este colmata, s-a dărâmat din mamă de pământ, de rut, de acolo. Și nu se poate... Deci, în urma ploilor care au căzut sau care vor mai veni în cursul primăverii, este o curată șanță. Pe de altă parte, la intrare în satul Mărcești, același drum, la primul pod, este podul este surpat, se circulă doar cu mașini mici sau căruțe. În cazul care va fi nevoie de intervenția pompierilor sau altceva, mașini mai mari, nu acum, când intrăm la reabilitarea drumurilor, ce a spus și care aș fi mai nevoie drumului pervitit, rezolvăm și problema Mărceștiului. Da. Dacă vremea se așează în 20 luni, dacă se așează intrăm la reabilitare, să zicem, nu te combatezi de la domnul de acolo, după aceea palatului. Da. Drumul Căiuț, porțiunea neasfaltată, ar trebui ajustat un pic în autogrele. Pentru că s-au format găuri sau transportă pe el, să percep taxe și ar trebui și condiții. Condiții. Asta, dacă da, drumul Mateiaș intră în îndiguire, se întâmplă ceva cu drumul Mateiaș, pentru că văd că cetățenii au început să defrișeze, acum ar defrișa. Da, e armă, da, trebuie de până. Dar începe vreo lucrare, ceva se întâmplă, ceva sau e o spună după la cuva? Mai ales, au venit o comisie de la Afrii Români. Și drumul Mateiaș este întins în mega proiectul Valea Postului cu Acuieni. Din când am spus de la Postul și normal, am luat niște ambulat unde avem probleme. Și am venit și pe Mateiaș. De la pod. De la pod. De la pod auto. Până la punte, puntea de la Stan, de la Mitică. Da, așa. Să vă faci gabioane și să vă îndigui din mega proiectul Valea Trotușului și cu Afluenți. Este prin Jurea, domnul Vici. Probleme mai avem, domnul Vășcan? Am fost cu dânsii putere. Să verifice, da, dar este prins de când s-a obținut finanțare pe ce și pe la Vale. Și pe Pralea, fiind în sus și acolo niște individi. De fapt, Pralea sunt de dat. Bun, alte probleme, domnul Vășcan. Am cerut situația bănșilor, eu, domnul Lave, dar nu mai contează. Domnul Manole a fost singur care a venit cu explicații pe venerdă. Nu-i suficient ce
și 20 de bănci și au luat angajamentul că vin cu o situație, să vedem care e nominal de fiecare persoană. Sau dacă nu, facem un necesar de bănci, dăm la toată populația, toate familiile din toți locuitorii din Căiuți, nu locuitori, toate casele și gospodăriile, și atunci să facă ce vor fi. Ori le țin în curte, ori le pun la poartă. Păi nu. Dacă nu le scot la poartă, deci... O să trimite să le scoată la poartă. Cei care nu le scot la poartă, de loc. Nu, se văd în curte. Da, se... Dacă îmi permiteți, eu trebuie să mai ajung și undeva. Da, eu am terminat cu urmă. Da. Poate, da. Deci urmează domnul Costule și Pătămanul. Vă să vorbesc sau nu? Vin cu o rugăminte la domnul primar și la domnul vice de a ne sprijini să bage un bec sau două acolo la popasul ăla acolo. Știu că puteți dacă vreți și dacă vreți puteți. Vă mulțumesc atât. Da. Hai, domnul primar. Da. Nu știu dacă domnul primar își aduce aminte, acum 4 ani, înainte de a ajunge primar, a promis. Mă rog, acum 4 ani că ne-am întâlnit probabil și destul ne-am întâlnit în campanie. Domnul primar cred că a uitat ce a promis. Și totuși sunt 4 ani. În 4 ani nu cred că poți uita. Este vorba de șanturile și podețele pe Căiuți. Știi despre ce e vorba domnul primar? Știi când a venit apele, când m-a băgat din sub acolo și nu s-a rezolvat în 4 ani nimic? Și ați promis. Când o să ajung primar, o să vin, o să facem, o să dregem. S-a făcut ceva, domnul primar? Păi, și atunci. Sunt 4 ani. Și în 4 ani nu știu eu dacă m-a ridicat pe scaun să spun ceva. Nu știu dacă în 4 ani m-a ridicat de pe scaun să vă spun ceva. Asta e singura dorință. Deci nu numai eu. Nu-i vorba de politică. Dar și vecinii care sunt acolo, ați văzut cum i-au inundat, da? Eu și pensat cu Căiuți de la biserică, la mare, până la Pujol, după era așa, este. Și mă până la biserică, nu era asfalt, este. Păle, podețul ăla infundat, trebuie disfăcut. Cu ce să-l desfăcut? Dar nu, să știți că n-am făcut nimic. Acum, planizat cu Căiuți, nu era apă, este. Dar n-am făcut nimic. Ați promis acum, țineți acum. Știți când am vorbit împreună acolo, chiar la podețul ăla? Da, domnule, să le dar putea să spune, băi, spune tu niște băi și poți spune. Și spun că dacă nu suntem atenți, îți pare că tot ați luat unii pe Căiuți, ați scris mai nou și ți-a urmărit și... Acum vreau să vă întreb dacă mă aduceți aminte. Mă aduceți aminte? Vedeți, dacă să suntem atenți, îți pare și dacă ați votat, nu l-am văzut. Băi, și acum credeți că o să mai votăm așa cum am votat până acum? Dacă m-ați făcut... Deci cu un singur podeț, cu un singur podeț în față, nu știu să putea face ceva. Nu mă aștept. Ați promis. O să vă fac o primară pe care vă spun eu ce sunt. Bine, o să votăm pe altul, dacă îți fac ceva. Nu, mă, doamne, nu. Poate să își votați ca cu fața. Bun. Nu vreți plici. Dar nu mă doamne. Da, hai că îți spun mai târziu. Nu spun, există. Nu spun eu. Există. Da. Domnul Lombos, este aprobat. Prin